Salutare și bine ați venit la o nouă recenzie de parfumuri pe acest minunat canal. Astăzi o să vă prezint un parfum dulce și nu dulce, chiar foarte dulce, extrem de dulce, un parfum care e cumva sau nu e rentabil pentru cele 35 de grade de afară, în niciun caz. Dar poate fi o alegere foarte bună pentru sezonul 2022 de toamnă, respectiv de iarnă. Și astăzi vorbim despre Armaf Magnificent Purom, un parfum ce vine cu o împachetare magnifică, aș putea spune. O cutie imensă și destul de grea, un soi de diamant, cumva, cu siguranță la un moment dat o să cadă de pe cutie. Și sticla o avem în toată splendoarea ei în această cutie. O secundă să așez această cutie care nu e deloc mică. Și cam așa arată sticla. O sticlă la fel magnifică, o sticlă ce denotă foarte, foarte multă eleganță și o sticlă foarte, foarte grea, cu un capac foarte greu, care are cumva un soi de, e logo-ul Armaf, dar pe o, e cumva într-un soi de sticlă aici, partea de sus a capacului, în rest un capac de metal, după cum spuneam, o sticlă extrem de grea, cu un pulverizator care împroașcă foarte, foarte bine și foarte, foarte multă dulceață. Dacă ai sta cu o felie de pâine, cred că sub bujetul ăsta, cu siguranță ar fi un desert foarte bun. Da, un parfum dulce. Armaf Magnificent, care, bineînțeles, e o alternativă, e o clonă. E o clonă după mult mai cunoscutul Pure Excess de la Paco Rabanne. Cât de mult se aseamănă cu Pure Excess? Aș putea spune 99,99%. Și e chiar mai bun decât Pure Excess, pentru că parfumul ăsta, trebuie să recunosc că e unul dintre cele mai longevive pe parte de performanțe, parfumuri din colecție. Proiectează monstruos de bine, 2 ore și jumătate, spre 3 ore chiar, cu o longevitate totală de peste 7 ore. E un parfum ce, după cum spuneam, proiectează mult mai bine decât Pure Excess. E foarte tare și foarte fain în momentul în care întâlnești o alternativă ca aceasta să fie mai bună decât originalul, ceea ce da, pot confirma că performanțele acestui parfum sunt din nou magnifice. Din capul locului, e un parfum gurmand, e un parfum dulce, după cum spuneam, de asta nu e deloc pretabil pentru vremea de afară. Clar, iarna, toamna, pe temperaturi cât mai scăzute, cred că iarna își face apariția destul de bine acest parfum. E un parfum pe care îl văd a fi purtat la o ocazie specială, într-un club. Este luat de parfum cum e un parfum sexy, sexy dulce cumva, dulce de sexy sau sexy de dulce. E un parfum vanilat, fructat, și fructele cumva îl ajută să fie puțin mai dulce, pentru că, cum spuneam la început, e un parfum extrem de dulce, după cum veți afla și din notele care alcătuiesc pe Magnificent. Și anume, ca și note de vârf, avem nota de grapefruit, bergamotă și nota de galbanum. Ca și note de mijloc avem nota de măr, condimente, nota de ghimbir. Și avem o bază alcătuită din note de vanilie, note de piele, mosc, cedru și paciuli. Deci, cel puțin pe partea de bază, vanilia, moscul, paciuliul îl îndulcesc extrem de mult. Unii ar mai spune că aduce și cu Ultramal de la Jean Paul Gaultier. Și acela e un parfum, aș putea îndrăzni să spun, și mai dulce decât acesta. Dar și acela și acesta sunt două parfumuri sexy, atrăgătoare. Asta îl văd bine inclusiv la un date a fi purtat. Și cere cumva după sine și după miros.
și un outfit cumva mai adecvat, mai office, aș putea spune, e mai potrivit pentru acest parfum. Da, trebuie să recunosc că este unul dintre cele mai reușite parfumuri de la cei de la Armaf, fără discuție, de la sticlă, de la prezentare, de la cutie, de la preț inclusiv. Singura problemă este că am văzut că dispare, bineînțeles, dispare, apare în stoc, fluctuează destul de mult. De asta, dacă îl cunoașteți pe Pure Excess, dacă l-ați mai avut, dacă vă doriți să-l aveți, vă recomand mai întâi să îl mirosiți undeva într-un magazin pe Pure Excess ca să vă dați seama de acesta, pentru că sunt sigur că acesta îl veți găsi rar în parfumerie, chiar deloc, cel puțin la noi în țară. Așa că dacă vrei să știi cum miroase acesta, miroase-l pe Pure Excess înainte, pentru că, după cum spuneam, 99% asemănare între cele două. Prețul este, aș putea spune, de 99% mai ieftin Magnificent de la Armaf. L-am luat cu sub 100 de lei, cred că 80-85 de lei. Concentrația clară, Eau de Parfum. Nu știu ce ar mai fi de zis despre acest parfum, decât să fiți pregătiți să întâmpinați și să aveți de-a face cu un parfum dulce, foarte dulce. Țin să accentuez nota asta predominantă a parfumului ca să nu aveți un șoc când o să-l pulverizați prima oară. Clar vi recomand. Îl văd cumva, datorită acestei tente dulci, cumva unisex, aș vedea și o femeie purtându-l, cumva. Da, din nou, sticla absolut superbă, îmi place, 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 place. Cu acel, regăsim din nou acel diamant de pe cutie. Da, Magnificent, unul dintre parfumurile de bază pe care vi le-aș recomanda pentru sezonul toamnă-iarnă 2022, inclusiv 2023. Luați-l cât încă se mai găsește, pentru că, v-am spus, cel puțin pe partea de performanțe, dă clasă multor parfumuri mult mai celebre și, bineînțeles, mult mai scumpe. Da, ăsta a fost Magnificent Pur Homme de la Armaf, iar eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare cu nou review. Bye, bye!